Iubitorii de cultură au avut ocazia joi seara să se bucure de poezie, proză și cântec. Biblioteca Municipală Petru Maior a pregătit o manifestare de suflet sprijinită de Primăria Reghin. La Reghin, în fiecare seară, de când este răcoare afară, avem o seară culturală. De săptămâna trecută, în fiecare zi am avut câte un eveniment cultural la distințele noastre instituții de cultură. Pentru mine e destul de greu ca și timp, că nu mai am nicio seară să mă odihnesc, dar îmi odihnesc sufletul. În seara aceasta, Sorina este cu Biblioteca Municipală Eroul Săptămânii și așa cum ne-am obișnuit în fiecare joi, avem câte o lansare, pentru că în jurul nostru sunt foarte mulți oameni care scriu. De fiecare dată la Reghin lucrurile se petrec memorabil. Cred că și această seară o să fie o seară memorabilă, pentru că ea are de toate. Are muzică, are poezie, are proză. Deci iată un orizont literar, muzical, care se anunță generos și eu sper că și sala va intra în rezonanță cu ceea ce noi vom încerca să dăm și avem ceea ce să dăm. Cartea care o prezint eu se numește Cutia Pandorei, acea cutie în care, după mitologia greacă, au fost ascunse relele și deschisă, relele se împrăștie în lume. Eroii principali, deși sunt fictivi, îs în situația foarte dureroasă că se despart. Soțul pleacă în străinătate, soția rămâne aici, își crește singură copiii și până la urmă se despart cu totul. Deci, din rău în mai rău merg lucrurile. Lansarea unei antologii George Coșbuc la 150 de ani de la nașterea lui, care aduce foarte multă informație nouă despre Coșbuc, la 150 de ani de la nașterea lui și în plus antologia are la rândul ei o selecție din cele mai frumoase versuri a lui George Coșbuc. Artista Angela Măriașiu a fost și ea prezentă cu chitara și a interpretat piese pe versurile lui Nicolae Băciuț. Este înălțător. Vreau să zic că o mare parte din cântecele pe care le am, pe care le-am compus, sunt pe versurile domnului Nicolae Băciuț. Intenționăm să scoatem un album care va fi difuzat împreună cu cartea de către editura Libris și cred că va fi un fel de apogeu al creației mele artistice. Mă surprinde, mă bucură, mă intimidează, pentru că una este să-ți rostești poemele actoricește și alta e să le auzi puse pe muzică. Iar Angela Măriașiu a reușit un lucru extraordinar. Publicul l-a aniversat astfel pe directorul Direcției de Cultură Mureș, Nicolae Băciuț, care împlinește anul acesta 60 de ani. Cei prezenți au aflat detalii despre cariera sa, iar primarul Reghinului Maria Precup i-a oferit un buchet de flori în semn de mulțumire pentru contribuția pe care a avut-o și o are la activitatea culturală a municipiului.